Bună seara și bine v găsit! Este o nouă seară de sâmbătă, o nouă ediție Art Cultura. Ca de obicei, la această oră, pentru voi toți cei care sunteți alături de noi, sunt Dan Pârvu. De această dată am deosebită onoare de a avea alături de mine pe domnul Teodor Paleologu. Domnule Paleologu, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc foarte mult! Domnul Paleologu este profesor, diplomat și om politic pentru într-o viață anterioară om politic <laughs> într-o viață anterioară, dar viața merge înainte așa că nu știm niciodată ce ne rezervă viitorul așadar vom vorbi ca să dezvoltăm chiar de la început tema dialogului nostru despre deja celebrele cursuri pe care Casa Paleologul le propune tuturor celor interesați, tuturor celor care își doresc să aibă de a face spun eu cu Partea mai frumoasă a vieții. Așadar, prima întrebare pe care am să vă adresez este una care bănuiesc că vine într-o linie oarecum de normalitate. Cum s-a născut acest proiect? A, e un proiect mai vechi, uh, el s-a născut efectiv în uh, ianuarie 2013, tocmai împlinim 5 ani uh, de activitate, 5 ani în care am avut, uh, cred, peste 3000 de cursanți, uh, adică e foarte mult și foarte multe cursuri, că uh, de ordinul sutelor, cred, spre 200 de, de cursuri. Uh, Ideea asta e mai veche, e un vechi vis de-al meu de a crea o instituție independentă, umanistă, care să fie totodată și foarte plăcută, o atmosferă amicală, familiară chiar, i-aș spune, pentru că au loc la mine acasă, în salonul casei din strada armenească salon în care din 31 de când a fost construită casa au tot venit figuri foarte importante ale culturii și politicii românești Alice Voinescu, Manole Ciomac, Matei Caragiale, Monseniorul Ghica, Gafencu, asta pe vremea bunicului meu, apoi pe vremea lui tata Noica Steinhardt Stelian Tănase mai mai curând și apoi acum sunt prietenii mei și mai cu seamă aceste mii de cursanți care ne-au călcat pragul. Ideea e veche și vine din Uh, faptul că vo vocația mea cea mai puternică este aceea de, de profesor. Uh, predau din 97, uh, pentru că uh, fiind elev al Ecole Normal Superior uh, la Paris, am avut posibilitatea să dezvolt un seminar de elev, un seminar organizat de elevii uh, școlii normale superioare, uh, iar am organizat uh, timp de 2 ani un seminar foarte interesant și foarte bogat consacrat culturilor estului european și invitam diferite figuri, unele dintre ele foarte importante, ale studiilor consacrate acestei regiuni. Sigur că la Paris aveam un du choix, ca să spun așa, am avut oameni remarcabili de toate naționalitățile din estul Europei. Apoi am predat în America și mi-am dat seama cât de mult îmi place să predau, așa Că visul ăsta de a crea o școală în România uh, goes back în uh, uh, bon français uh, prin 2003 2004 deja aveam acest vis de a face așa ceva în România uh, a fost nevoie să o întâlnesc pe Ioana Prândurel Actuala directoare executivă a Fundației. Pentru că acest vis să devină realitate. Pentru că ea este o, o femeie foarte pragmatică, cu experiență în marketing, în comunicare, acum face de toate, și contabilitate, și o serie întreagă de alte lucruri. <coughs> și iată că visul a, a devenit realitate. Spuneți-mi, parcurgând lista de propuneri, uh pe care cursurile le aduc în fața publicului. Am văzut că se creionează așa un fel de aplecare asupra omului și asupra problemelor sale care mai degrabă țin cumva de o zonă deja clasicizată. Noi suntem în post-post modernitate sau cel puțin așa ne place nouă să, să spunem sau să credem. Tematicile dumneavoastră au, au de a face cu un anumit gr grad de seriozitate și de înrămare a seriozității care ar putea părea pentru unii care nu mai, că nu mai e la modă în acest moment. Pe mine mă cheamă paleologul, nu neologul. Paleos, <laughs> adică vechi, da. este știința lucrurilor vechi, este uh, cuvântul vechi sau este legământul vechi. Da? Se poate interpreta în mai multe. Uh, feluri. Uh, eu cred că uh, cultura clasică nu îmbătrânește niciodată. E mereu actuală pentru că e mereu umană, așa că nu are cum să îmbătrânească în vreun fel. Din potrivă, eu cred, tocmai din pricina declinului uh, umanioarelor, uh, devine cu atât mai atractivă o școală care propune uh, asemenea teme. Tocmai D pentru că nu au parte oamenii de ele în școală, în universitate și nici mai târziu în viața profesională. Tocmai de aceea există această atracție uh, pentru uh, ce propun eu. Uh, eu cred că uh, casa Paleologu umple un gol în societatea românească uh, și de aceea merge at atât de bine. Eu nu cred că dacă aș face același lucru la Paris aș avea același succes, pentru că acolo am, aș avea concurența uh, unor instituții precum Colegi de France, Ecole Pratic de Hautes Études, Sorbona și așa mai departe. Aici ce competiția? Nu am, deci nu există Uh, competiție pentru ce propun uh, eu. Eu regret, mi-aș dori să fie uh, mai multe asemenea inițiative. Vorba lui Mao Tse-tung, 100 de flori să înflorească, 100 de școli să se dezvolte. Numai că deocamdată uh, este singurul curs serios de retorică. Sigur, sunt tot felul de uh, persoane care fac uh, public speaking și te învață în 5, uh, 7 sau 9 pași să devii dintr-o dată uh, motivational speaker sau cine știe ce altă bazaconie de genul sau ăsta. Sau coach. Sau coach sau însă uh, un curs, un, un, curs, uh, un întreg uh, ansamblu de cursuri de retorică nu există decât uh, la Casa Paleologu și într-o anumită măsură la Universitatea din Iași, unde e un eminent profesor sălăvastru care se ocupă de domeniul uh, retoricii, dar universitatea nu va atrage niciodată cum atrage uh, ceva independent și mai cu seamă uh, prietenos, familial. Stăm, stăm în salonul unei case cu lucruri frumoase în jur care poartă amprenta unei istorii de familie. Înseamnă că tipul de relaționare cu cursanții este, cu unul, este unul cu totul special. E mai greu să întâlnești o casă care ți se deschide, e și mai greu să întâlnești o discuție în care să te intereseze și să te și formeze, nu? Scopul uh, meu este, poate utopic, dar scopul este de a crea o comunitate de prieteni. Și aici nu am inventat nimic. Este vorba de noțiunea de prietenie în sensul școlilor de filozofie antice. Da? Pentru Epicur, comunitatea de prieteni este însăși comunitatea filozofică. Comunitatea A, de în, idei, deci. În etica nicomahică, Aristotel face distinția între trei tipuri de prietenie. Prietenia de dragul plăcerii, prietenia de dragul Interesului și a utilității și prietenia de dragul virtuții. Ei, o asemenea. Prietenie, încerc eu să cultiv uh, la casa paleologului. Asta nu înseamnă că reușesc întotdeauna, să ne înțelegem. Uh, din o mie de cursanți, nu revin, din 3000 pardon, de cursanți, nu revin toți. Uh, unii au venit la un anume curs că îi interesa ceva anume sau se gândeau la uh, un scop de ordin practic eventual, ca, uh, la un ajutor în propria lor uh, meserie, cum e cazul uh, cursurilor de retorică. Da? Sunt oameni din din vânzări care uh, vor să vândă mai bine. Da? E absolut legitim, e foarte uh, bine lucrul ăsta, uh, suntem adresa potrivită pentru așa ceva. Dar sigur că eu îmi doresc, dincolo de asemenea participări, crearea unei comunități de prieteni în sensul prieteniei într-o virtute uh, despre care vorbește uh, Aristotel în uh, etica nicomahică. Dacă ați adus în discuție acest cuvânt, care poate să și sperie la un moment dat. Uh, spune... Ce virtute! Da. <laughs> da, e un cuvânt demodat și, din păcate, e demodat, pentru că, de fapt, totul depinde de virtute. Dar, bineînțeles, ce fel de virtuți sau ce corp de virtuți ar trebui să dezvolte omul de astăzi? Păi, avem catalogul complet în Etica Nicomahică, despre care am vorbit mai devreme, și, uite, am avut un curs uh, la care a venit foarte multă lume, un curs despre... Uh, tratatului Cicero de officis despre obligații, despre îndatoriri, uh, care e un. Uh, um un text filozofic foarte important. În primul rând e un fel de testament filozofic al lui Cicero, adresat fiului său, cu puțin înainte de moartea lui, de moartea lui Cicero. Și e o lecție despre virtuți, scrisă într-un stil minunat și vorbește despre ce este prudența, fronesis, da? înțelepciunea practică, vorbește despre generozitate, Vorbește despre dreptate, despre uh, curaj și așa mai departe. Uh, De-al uh, poate că ați văzut uitându-vă uh, pe site, uh, că am mereu cursuri despre Plutar. Da? Și uh, trebuie să spun că, spre marea mea bucurie, Plutar sells well. Iarăși, en bon français, uh, vine mereu lume la cursurile despre Plutar și la cursul introductiv de ce este Plutarch number one in leadership studies, dar și la cursurile consacrate anumitor biografii uh, de ale lui Plutarch. Uh, și uh, Plutar nu e pur și simplu un biograf, uh, el este un biograf care are un uh, background filozofic. Uh, el are o teorie a virtuților și al uh, leadershipului virtuos, dacă vreți. Da? În viziunea lui, succesul depinde de uh, anumite calități pe care le ai. Iar uh, eșecul se explică. Fie prin, ghi, prin ghinion, evident, dar adesea se explică prin erori de ordin etic. Da? Asta este uh, credința lui Plutar, pe care o uh, urmărește de-a lungul a uh, 50 de biografii. Da? Vorbim de 50 de studii de caz, cum se spune uh, în zilele noastre, în școlile de business. Da? Și ce se face într-o școală de business, într-un program de MBA? Se studiază, printre altele, și. Cazuri, da? Sunt studii de caz. E Asta face Plutar uh, și o face ca nimeni altul, aș zice, da? Cu o rigoare și cu un talent uh, uh, formidabil. Dacă tot uh, am vorbit de virtute, de virtuți și de cursanți, uh, care este publicul țintă? Pe publicul care cursul îl țintă... <laughs> Sunt căutătorii de virtute. Acum, <laughs> să înțeles. mai adaug un lucru. Uh, unii oameni citesc, dar degeaba citesc, că nu aplică. Pentru că esențial este să aplicăm ce citim. Uh, majoritatea cursurilor mele au și o dimensiune practică. Tegeaba da? citim plutar dacă după aia ne comportăm ca niște golani. Da? Trebuie să aducă o schimbare uh, interioară. Acum, uh, uh, în ceea ce privește participanții la cursuri, e vorba în proporție de aproximativ 85% de oameni de vârsta noastră, a dumneavoastră și a mea, adică între, să spunem, 25 și 50 de ani. Majoritatea covârșitoare sunt oameni activi din punct de vedere profesional, programatori, it avocați, medici, avem procurori, judecători, corporatiști de diferite orientări, să spun așa. Avem și uh, funcționari publici, dar mai puțin, uh, poate. 30% din acest grup mai mare de persoane între 25 și 50 de ani. Avem de asemenea studenți și elevi și acordăm burse uh, pentru studenți și elevi. Uh, sunt ceva mai puțin numeroși, dar uh, visul meu este uh, când voi putea, când voi avea bani, când voi avea sprijinitori, când voi găsi niște mecena uh, în România. Greu, vastă program, pentru că, după cum știm, bogații români sunt de o incredibilă meschinărie și n-au nici deloc acea virtute numită de aristotel magnificență. Da, nu au asta. Da? Poate da? nu au auzit de Lorenzo. Uh, N-au. -au, da, da Lorenzo, de-aia e supranumit Lorenzo, pentru că practica această virtute teoretizată de uh, Aristotel în uh, etica nicomahică. Este vorba de practica uh, grecească și romană a evergetismului și anume susținerea unor cauze publice din bani privați. Da? Teatru uh, grecesc este făcut din bani privați, da? pentru că era cât un everget care dădea bani pentru reprezentările teatrale, pentru cor, pentru uh, autorul piesei uh, și așa mai departe. Uh, acum uh, regret un lucru uh, și anume că nu avem mai mulți uh, oameni în vârstă. La cursurile noastre. Asta se întâmplă probabil și pentru că facem foarte mult publicitate online. Posibil. Pe de altă parte, cred că adesea oamenii mai în vârstă, pensionarii în România, au un fel de uh, rușine, de jenă de a mai învăța ceva. Li se pare că sunt prea în vârstă, că a trecut vremea lor. Uh, ori nu e așa. Uh, eu am fost foarte impresionat în Danemarca să întâlnesc o doamnă de peste 80 de ani care se apucase să facă o licență în filozofie. De ce nu? De ce să nu înveți la 70-80 de ani? Că nu ți-a trecut chiar vremea, da? Poți să mai înveți și în primul rând un om mai în vârstă poate împărtăși din experiența lui. Mă bucur când vin la cursuri de ale noastre și persoane ceva mai în vârstă decât restul lumii. Am înțeles. E încurajator și mai ales este impresionant că există iată un interes față de persoanele mai în vârstă, care nu ține neapărat de pensii. Dar ce mi se pare absolut formidabil. Dreptul la activitate, la interes public și până la urmă, la un anumit coeficient de funcționalitate sănătoasă, înseamnă că nu poate fi luat. Este aici, ceea ce spuneți, în ceea ce spuneți dumneavoastră, s-ar putea să fie ceva cu totul și cu totul aparte. Această dorință a de a vedea mai, mai multe persoane de vârstă mai înaintată. E, în general nu prea te lovești și de așa ceva în societate și cu juvenilizarea asta forțată care se petrece în ultimii 50 de ani și cu să zicem amânarea problemelor biologice pe cât posibil până la eludarea da, lor. Cu o săptămână, mi se pare, <coughs> zilele trecute am primit un mesaj de la un pensionar care ne-a întrebat dacă îi putem să-i acordăm o bursă și am zis da! Cu foarte încântat, în sfârșit Cineva un dorește. pensionar care își dorește <coughs> o bursă. M-am bucurat foarte da. mult. Asta este mai mult decât lăudabil. Spuneți-mi, aveți o zonă pre preferată de către dumneavoastră, unde vă simțiți mai apropiat, în ceea ce privește ce tematica. Să, să vă spun un lucru, întotdeauna am fost un generalist în ce sens? Îmi place să predau și lucruri care nu țin de stricta mea specialitate. La Berlin, când am predat la European College of Liberal Arts, care acum e BART College Berlin, Uh, predam uh, în specialitatea noastră, în cazul meu uh, filozofie politică, și într-un curs uh, mult mai amplu uh, comun, da? în care fiecare uh, profesor preda și literatură, și filozofie, și istoria ideilor. Uh, asta mi-a plăcut întotdeauna uh, să predau și în afara uh, specialității stricte. Da, îmi place foarte mult lucrul ăsta îmi place să uh, predau a, autori uh, pe care îi cunosc bine, care îmi plac foarte mult da, despre care n-am scris uh, un studiu academic da. eu mi-am făcut uh, studiile în filozofie, am scris uh, despre Carl Schmitt faimosul uh, um, um, uh, filozof politic și jurist german, am scris despre Vladimir Soloviov, un important filozof uh, rus, uh, am scris despre Schopenhauer și Nietzsche dar îmi place să predau Virgiliu, de exemplu. Ieri am predat Ovidiu. Vă auzeam spunând că sunt teme serioase. În general, da, sunt teme serioase, sigur că da, dar ieri am făcut un curs despre faimoasa carte a lui Ovidiu, despre arta de a iubi, care este o parodie. Să ne înțelegem, e o farsă. Uh, o farsă care l-a uh, indispus foarte mult care pe Octavian August a -a da și săracul Octavian mm. uh, Ovidiu a ajuns la noi aici și se zgâria pe ochi era disperat că ajunsese într-un loc atât de nasol este dacă vreți prototipul intelectualului român deprimat că a, a ajuns aici uh, Ovidiu de fapt este uh, cel mai important scritor care a trăit vreodată pe uh, meleagurile României spun cel mai important din punctul de vedere al impactului lui uh, la scară mondială. Uh, Ori, uh, Arta de a iubi este uh, o carte eminamente ironică și da? uh, de aceea am vrut să-l predau de Valentine's Day. Da, să fac o video de Valentine's Day, pentru că e o parodie. Iar în cărticica asta sunt multe frivolități. Da? Are un pasaj despre pozițiile sexuale. N-am inventat nimic, e în textul lui o video. Și o face cu un umor extraordinar când vorbește despre tema asta. Pentru romanii, arta de iubire era foarte importantă, asta se știe. Și cu atât mai mult din partea poeților, întotdeauna este binevenit un punct de vedere care să ne ghideze. Este, de fapt, o carte în genul manualelor de agățat din zilele noastre. Da? Vezi peste tot în librării cărticele cum să fii un bărbat de cum succes. cum să fii un bărbat de succes sau cum să fii o femeie de succes, între ghilimele da. cum să se duci pe oricine în câțiva pași cum da. să devii un cazanova sau un Don Juan sau mai știu eu ce. Oi, uh, o video, de fapt, parodiază tipul ăsta de uh, cărțului. care existau și în vremea lui. Da? Este o parodie a genului didactic și o parodie a acestui tip de manuale de agățat. De fapt, uh, Păcat că lumea nu citește o video, da? pentru că, pe de-o parte, ar putea afla unele sfaturi bune, da? dar, pe de altă parte, și umorul lui ne ajută tocmai să uh, vedem lucrurile astea atât de importante pentru toată lumea, uh, cu detașare, cu uh, inteligență, da? pentru că e o carte care, în ciuda frivolității asumate, este și foarte profundă, de fapt. Spuneți-mi, apropo de acest păcat că lumea nu citește pe Ovidiu, păcat că lumea nu citește. Este adevărată această afirmație? În România știu că se citește foarte puțin. Suntem. Uh foarte jos, da? Piața cărții e foarte uh, jos în România. Stăm proști la tiraje și așa mai departe. Da, parte. categoric, uh, da. Uh, da, pentru asta întrebați pe editori că e greu să fii editor în România de zi. Acum trebuie să vă mărturisesc un lucru. Noi vrem să lansăm și o editură a Casei Paleologului, de prima dată că spun acest lucru, uh, pentru că mi-am dat seama că sunt anumite uh, cărți foarte importante care nu sunt publicate. Uh, și mari editori, nu vreau să dau nume, dar sunt editori respectabile, sunt oameni pe care îi respect pentru ce au făcut pentru cultura română, dar au impresia că Plutar nu se vinde, sau că Tucidide nu se vinde, sau că Ovidiu nu se vinde. Eu cred că e o mare prostie. Dacă îți bați capul să-l vinzi pe Plutar, se cumpără. Iar cursurile mele demonstrează că e așa. Sunt zeci de oameni care au venit la cursurile despre Plutar, poate peste 100. poate chiar mai mult de atât, dacă n-am stat să-i număr. Dar am făcut multe cursuri despre Plutar și, altogether, în bon français, e totuși destul de multă lume care a venit la cursuri despre Plutar. Și de-aminte, cum să nu existe interes pentru Plutar dacă sunt atât atât de multe uh, cărți, uh, cursuri uh, de leadership. Ori uh, Plutar e number one uh, in leadership studies. Da, spuneți-mi, înseamnă că totuși mai credeți în necesitatea unui canon literar sau de lectură, să ca să stai fie stai, mai uh, generos. Tema canonului e foarte problematică. Da? Acel, uh, acea listă de cărți pe care trebuie să o citești eu, Consider că, de fapt, nu trebuie să citim neapărat nimic. Îmi e vorba de plăcere. Cât de plăcut -ne, plăcută ne este lectura lui, Ilia, lui Homer. Dacă îl citim pe Homer doar pentru că trebuie citit, cred că îi facem un foarte mare deserviciu. Și ne facem nouă unde. deserviciu. Într Într-o anumită perioadă a vieții, mai faci lucruri. Da, cu, da. Sub această etichetă. Asta e problema, cred eu, și a învățământului în România. Vedeți cât de mulți oameni sunt dezgustați de literatură pentru că au suferit în școală, citind, studind într-un mod rebarbativ clasicii Elinesc. literaturii române, da? și ajung să-i dezguste pe copii de niște capodopere. Dacă Baltagul, de exemplu, e o capodopere, dar dacă îl predai. Prost, evident că omul respectiv nu o să mai citească, așa curând, Sadoveanu. Păi, înțeleg să put... că, până la urmă, e o problemă de comunicare, nu? Da, mai de, degrabă. Categoric, da. Uh, și de uh, pricepere pedagogică. Da, har pedagogic. Ori, dacă uh, pleje la ideea unui canon care trebuie parcurs, cred că nu e bine. Uh, eu, din potrivă, încerc să uh, predau texte canonice într un mod plăcut, amuzant, uh, care să fie uh, ușor de prins, uh, da, vă spun de uh, uh, cursul ăsta despre Ovidiu, uh, cum a să spun, uh, -a cumva în frivolitatea uh, asumată uh, a lui Ovidiu, da? da? Nu nu pot să uh, frivolitatea nu vor... canonică a lui da, Ovidiu. Da, și Ovidiu e totuși un imens poet este unul dintre cei mai importanți uh, poeți ai literaturii ro romane. El împreună cu Virgiliu, fără îndoială. În plus de asta, repet, uh, pentru noi este cel mai important scriitor care a trăit vreodată pe uh, teritoriul României. S-a împlinit anul trecut, sau anul ăsta, nu e clar, uh, 2000 de ani de la uh, moartea lui. Uh, mie mi se pare că este la fel de important ca centenarul Unirii. Uh, vorbim de 2000 de ani de la moartea unui, uh, unui titan al literaturii universale. Vă întrebam acest lucru vis-a-vis -vis de canon pentru că legat uh, de cărțile de bună folosire a vieții, așa după cum uh, spuneați mai devreme de acest uh, vazi manual de agățat al lui Ovidiu, există uh, acele volume cu o mie de filme de văzut într-o viață, o mie de cărți de citite într-o viață, o mie de locuri de văzut și așa o mie sau o sau nu știu ce altă cifră fatidică pe care dacă nu o faci, viața ta este cumva ne neîmplinită. Eu cred că uh, ratăm foarte mult din frumusețea vieții dacă nu citim pe Homer, dacă nu citim pe Virgiliu, dacă nu citim pe Ovidiu, pe Dostoievski sau pe Tolstoi sau pe Balzac sau pe soljeniții, am pe văzut Sol cred că într-adevăr trecem pe lângă frumusețea vieții dacă sunt niște autori care efectiv ne ajută foarte mult de aia spun că Cititul nu e, vor, nu e o, o chestiune de mobilat uh, intelectul, cum se spune. Doamne mi-am mobilat spiritul. Nu, e vorba de uh, aplicarea în viața acestor uh, uh, învățăminte și apoi de plăcerea pe care o dă lectura lor. Vă spun, am, am recitit pentru cursul acesta uh, Pavilionul Canceroșilor al lui Solgenițin. Este o absolută încântare, o capodopere, o carte superbă. Uh, la fel, uh, Muntele Vrăjit, pentru că Uh, voi face un curs uh, în martie uh, la Cingșor, de data asta plecăm din București uh, și uh, va fi un curs despre uh, Muntele Vrăjit uh, al lui Thomas Mann și pavilionul canceroșilor al lui Solgenițin, pentru că sunt romane cu o temă similară, amândouă se petrec într-un spital. Un sanatoriu de tuberculoși uh, în Muntele Vrăjit și uh, un spital de canceroși uh, în romanul lui Solgenițin. De-al minte, glumind, mă gândisem să dau acestui uh, curs un titlu șocant Cancerul și TBC-ul, două puncte simboluri ale, ale condiției umane. Uh, bun, am ales un, uh, totuși un titlu mai puțin brutal, <laughs> mai, mai, prietenos. Uh, mai prietenos, deși, mă rog, aici ar fi fost uh, vorba de umor, mă rog, umor cam negru, uh, dar uh, uh, cred că e o, uh, o temă uh, care, dincolo de uh, frumusețea acestor capodopere, are o legătură cu căutarea sensului vieții. De-aia vă spuneam mai devreme că mă interesează și foarte mult mă interesează aplicarea în viața, ceea ce citim, gândim, medităm. Da, apropo de acest sens al vieții pe care l-ați evocat, am văzut că și în expunerea de pe site, în momentul în care formulăm această sintagmă, trebuie să ne poziționăm foarte clar înainte de a o face pentru a putea fi ascultați până la capătul ei ca să o emiți pur și simplu să nu înceapă lumea să râdă, să aplaude sau să facă nu știu ce alte năzbâtii de asta vă spuneam la începutul dialogului nostru trăim într-un anumit tip de context care este cinic, este plictisit înainte de a începe să facă ceva nu știu dezabuzarea asta cât este de mimată sau nu și la un moment dat așa mergem dintr din inerție, în momentul în care vii cu sensul vieții sau cu texte de de un asemenea calibru care cer o încordare totuși și Muntele Vrăjit și Pavilionul Canceroșilor. Mai cu seamă Muntele Vrăjit. Da, și un anumit de tip de încăpățânare din partea lectorului. Cred că e nevoie și de curaj până la urmă, nu? Da, acum pentru cursul despre Thomas Mann și Soljenitsin, am spus în prezentare că îmi doresc ca participanții să fi citit măcar un roman dintre cele două. La care trei sferturi din cursanți se ridică și pleacă <laughs> liniște. Măcar unul, măcar unul. Uh, îmi dau seama că e destul de mult și mai cu seamă la Thomas Mann, e destul de mult, dar să știți că totuși romanul lui Thomas Mann e foarte lung, uh, dar nu e deloc plicticos, da? Este uh, Magic, efectiv e magic, da? e. Credeți a... în treaba aceea că un volum nu trebuie să depășească 250-300 de pagini, <laughs> că deja a, cititorul... Înțeleg preferința pentru cărți scurte, de anumite, Carl Schmitt, despre care mi-am făcut eu teza de doctorat, e un autor de cărți scurte, într-adevăr. Cele mai importante cărți ale lui, conceptul politicului, teologia politică, Cartea despre parlamentarism sunt cărticele relativ scurte, da? pentru că avea uh, un spirit al conciziei, da? care ține foarte mult de stilul lui de a gândi. Uh, dar uh, una dintre cărțile mele preferate uh, este Roata Roșie a lui Solgenițin, este uh -huh. romanul lui despre uh, Revoluție, care are 8 volume. Fiecare volum fiind echivalentul uh, unui anuar telefonic de oraș mare. Uh, da, ocupă un raft întreg în bibliotecă, da? Și este o carte fabuloasă, e una dintre cărțile mele preferate, vă spun eu. Uh, uh, după cum ați și menționat, uh, fac acum un curs despre uh, Soljenițin și am vorbit într-o oră uh, de uh, Roata Roșie. Uh, știind foarte bine că nimeni n-avea cum să fi citit uh, roata roșie, dar eu cred că în toată România sunt probabil singurul care a citit uh, toată roata uh, roșie. Poate ori mai o mai fi cineva, dar nu prea cred. Um, Așa că vă dați seama, e locul unic în România unde să poți auzi despre Roata Roșie a lui Solgenit, în care, repet, e o absolută capodoperă. Este o, o carte formidabilă, o frescă, absolut fascinantă. Îmi cer scuze că îmi permit o sugestie. Dar un curs despre Cevengur și despre Platonov? Cum ar suna? De ce nu? Și dacă puteți să-mi recomandați un lector... Uh, pentru asta cu cea mai mare plăcere că, uh, să ne înțigem uh, nu mă pricep chiar la toate. Da, da? deci uh, eu nu spun ca piciorul de la Mirandola că uh, știu tot, știu și, ceva tot plus, și ceva în, în plus, tot da. ce merită să fie știut și ceva uh, în plus. De minte, uh, spun că sunt foarte bucuros că am și alți lectori uh, alături de noi. Bogdan Tătaru Cazaban, care a făcut o serie de uh, cursuri minunate uh, de istoria creștinismului, Cătălina Vramescu, care un spirit original și uh, foarte creativ, a avut un curs despre loviturile de stat care au fost niște hituri nemaipomenite, pomenite, a trebuit să-l facem de mai multe ori. Uh, la cererea că, publicului. Da, la cererea publicului. de al minute, mi s-a părut suspect faptul că atât de multă lume a vrut să vină la cursul despre tehnica loviturii de stat. Păi, da, și lumea e interesantă. Am și spus de-al minteri la începutul cursului, dacă cineva dintre dumneavoastră este de la SRI, vă rog, luați notă că eu mă delimitez da, și e un curs pur teoretic, nu am nicio legătură cu eventuale aplicații practice. Da. Apoi îl avem pe Răzvan Ioan, care e un tânăr filozof valoros, care a, tocmai a terminat o teză de doctorat despre Spinoza și Machiavelli. Adică suntem mai mulți totuși, da? care uh, predăm uh, în mod constant. Spuneți-mi apropo de presupuși participanții de la serii, oameni politici ați avut? Foarte puțini. Am avut, uh, dar nu mulți. Uh, nu vreau să dau nume că uh, mm. uh, nu este semnificativ acest lucru. Uh, persoanele respective. Am avut câteva persoane din PNL, Uh, și am mai avut câțiva din USR. Uh, nu puțini din USR. Uh, sunt oameni care uh, sunt tineri și își doresc să progreseze da? și uh, au venit la cursuri de retoric, au venit la cursuri de leadership, evident în legătură cu activitatea lor uh, politică. Da. Uh, mă bucur când vin, dar sunt foarte puțini. Uh, cred că lumea politică românească este unteachable. Adică, n-ai ce face, sunt bocnă, <laughs> sunt um, rezistenți la orice fel de idee. Asta nu e de bine deloc. Nu, este terifiant, dar, pe de altă parte, e o clasă politică reprezentativă. Da? Ne plângem noi mereu de ea, dar e foarte reprezentativă. Poate, totuși, dacă și ei ar face niște eforturi în zona curiozității, pur și simplu, ca să nu spun altfel poate exemplul lor n-ar fi numai unul de schi... e, felul da. pe care deja îl cunoaște în asta schimb, vreme. am mai făcut cursuri și o fac cu, cu plăcere pentru tineri din uh, partide da, care își doresc să afle uh, anumite lucruri. Da, asta s-a mai întâmplat și chiar cu mai mulți. Da? De mai multe ori am făcut acest lucru. Păi, pe tinerit se mizează întotdeauna, indiferent uh, de unde vine, uh, de unde provine zona de interes E ceea ce ne desperanță. Un lucru despre care aș vrea să spun uh, câteva cuvinte uh, este programul nostru de excursii uh, culturale, de călătorii de studiu. Uh, am făcut deja uh, de mai multe ori căl o călătorie, am organizat deja de mai multe ori o călătorie în Grecia, la Atena. Uh, e o adevărată avem o expediție partană, da? Pentru că eu sunt un stahanovist, sunt foarte uh, riguros, de anumite rog pe cei care au probleme de sănătate să nu vină uh, cu mine în o asemenea excursie uh, și ar, poate că ar trebui să cer și certificate medicale înainte de a face o asemenea excursie, pentru că vizităm foarte mult, adică și e foarte mult de văzut uh, în Atena, evident, dar și uh, la Epidauros, Micene, Nafplio, Eleusis, Delphi, da? Sunt locuri pe care le-am inclus în uh, proiectul deci, nostru și aș vrea în octombrie probabil, în toamnă când e uh, marea foarte uh, calmă și caldă uh, să organizăm și o excursie uh, pe mare da? cu barca, cu barca uh, cu pânze și să nu ne aventurăm uh, prea mult, dar să facem o excursie tot așa de studiu uh, în golful Saronic și eventual poate să, re, să reluăm excursia asta și în alte insule interesante din punct de vedere uh, istoric și cultural, pentru că unele sunt fabuloase, cum e Delos sau Patmos sau Rodos, da. Uh, și de asemenea, am organizat anul trecut uh, o excursie în uh, Italia la uh, Ferrara, Padova, Bologna și uh, Ravena, o să o reluăm anul ăsta vom mai adăuga și alte orașe pe care uh, să le vizităm uh, așadar uh, avem și componenta asta noi în glumă zicem că devin, devenim și agenție de voiaj Paleotur uh, da. uh, e, e o glumă, bine. sigur că da uh, pentru că acum e vorba de uh, călătorii de studiu nu e vorba de turism propriu-zis, adică nu facem vizite ghidate, ci utilizăm locurile respective ca loc de curs. Da? Cred că un curs despre democrația ateniană în Agora sau ă, lângă Areopag e o minunăție, da? e ceva unic. E un pelerinaj la sursă. Exact. Și asta nu poate decât să ajute dincolo de faptul că ar trebui să provoace și o emoție specifică. Nu te poți întâlni cu lucrul ăsta în altă parte și pe urmă, grece leagă tuturor lucrurilor, cel puțin pentru noi, aici, în Europa. Acum, dacă tot ne apropiem de finalul acestui dialog, spuneți. mi Aveți niște așteptări anume de la aceste cursuri, se împlinesc aceste așteptări. Lucrurile merg. Așa cum vă doriți? Da, categoric. În primul rând îmi creează o permanentă stare de bucurie. Îmi place foarte mult lucrul ăsta. Mă hrănește, sufletește foarte mult. E vorba și de această formă de prietenie pe care reușim să o cultivăm. Prin intermediul cursurilor și a comunității de prieteni despre care vă vorbeam mai devreme. Aș vrea să ne putem extinde, aș vrea să putem. În curând vom face acest lucru, vom avea cursuri și online, ceea ce ni se cere de multă vreme, dar acum am dat de un investitor care chiar face ce zice. Uh, și, uh, cum vă spuneam mai devreme, uh, aș vrea să și publicăm anumite texte uh, pentru cursanții noștri și într-o perspectivă ceva mai lungă, vă spuneam, mi-aș dori să creez un liceu uh, pentru că am ajuns la convingerea că deja la nivel de facultate e prea târziu uh, pentru că elevii în România nu învață lucruri esențiale și anume să gândească pe cont propriu, Uh, pentru că, de fapt, școala românească nu este orientată spre uh, sensul educației, care este uh, crearea de uh, spirite și caractere autonome, formarea spiritului, formarea caracterului, formarea unor. Persoane autonome din punct de vedere intelectual, moral și profesional. Asta este, în fond, scopul educației, da? Și mi-aș dori foarte mult să pot crea un liceu așezat pe baze sănătoase și reale și solide, care să vizeze învățătura de carte și formarea caracterului, totodată. Asta e un proiect formidabil. Și extrem de ambițios. Da, uh, extrem de ambițios, dar uh, problema e că uh, pentru asta am nevoie și de uh, investitori. L-am găsit pe investitori pentru cursurile online, deocamdată pentru liceu n-am găsit. Uh, că Știți să fac cursuri la mine acasă e simplu. Uh, nu a, mi-a cerut cine știe ce cheltuieli dar pentru <coughs> un liceu e vorba totuși de resurse mult mai importante. O ultimă întrebare directă, urmăriți să formați o elită? Da, să eu mă feresc puțin de formulele astea, elitism, antielitism, mi se pare că e o problemă falsă. Eu nu mă adresez unor supradotați. Eu cred că învățătura ține în primul rând de calități de ordin etic. A învăța înseamnă să vrei să înveți, în primul rând. Despre asta este vorba, de o corectă atitudine uh, etică. Uh, și îmi doresc de asemenea ca uh, un asemenea proiect uh, de liceu să, să se situeze sub, uh, din punct de vedere financiar, sub acele uh, licee private care sunt foarte scumpe. Da? Mă gândesc la licee precum școala americană sau școala britanică, eu aș viza uh, o categorie de clase mijlocii mai puțin înstărite, mai puțin bogate, dar care totuși valorize, val, înțeleg valoarea învățăturii și a educației de calitate. Pentru că eu am convingerea că foarte mulți români, majoritatea poate, de fapt nu dau doi bani pe educație. De fapt, de-aia este educația în halul în care este, nu pentru că am avut miniștri incompetenți și stupizi, bo, ceea ce e o realitate, dar e mult mai grav, e un fenomen mult mai grav pentru că ține de o mentalitate, de anumite probleme de mentalitate românească. Am înțeles, domnule Teodor Paleologu, vă mulțumesc pentru participare. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumim pentru cursurile pe care Casa Paleologu le propune, tuturor celor care ați au vorbit de rea, să ne ascultați până la capăt. Vă mulțumim și vă rămâneți pe RFI.